Încă un, să zicem, MMO a devenit gratuit, așa că să vedem de ce este în stare. Jocul cu pricina este Global Agenda, un shooter MMO ce, surprinzător, chiar are o parte ce seamănă cu un MMO standard. Nu este mare, nu este complicată, nu este egal afară de lungă, dar îl face să pară mai mult MMO decât multe alte jocuri prezentate până acum. Ca de fiecare dată, jocul va fi judecat după conținut, item-ul, grind, suport, siguranță și comunitate. Pe partea tehnică s-ar putea să aveți nevoie de un PC competent pentru a putea lua jocul așa cum trebuie. Are chiar extensii pentru DirectX 10 care pot fi activate, din câte am observat, și pe un PC care nu are decât DirectX nou instalat, dar care are o placă ce poate mai mult. Și arată foarte bine. De asemenea, ar trebui să aveți o conexiune foarte stabilă, pentru că orice hop poate duce la un foc ratat, un glonț în cap și o vizită până la zona de respawn. Acestea fiind spuse, conținut. În Global Agenda veți putea intra în rolul a 4 clase diferite, ci au în jur de 126 de abilități diferite și încă 12 comune între ele. Acestea sunt de obicei bonusuri pasive, nu abilități active. Un personaj poate evolua pe parcursul a 50 de nivele și poate fi echipat cu puțin peste 100 de piese de echipament care sunt variate în funcție de calitate, de la normal la epic. În joc sunt disponibile doar două zone ce pot fi explorate, una dintre ele este foarte mare, în care veți găsi 36 de misiuni, 14 inamici controlați de AI foarte deștepți și cam atât. Există însă cam 28 de hărți care sunt folosite pentru misiuni cooperative, raiduri, sesiuni de PvP și componenta de război global a jocului, în care veți putea regăsi 13 vehicule și platforme care pot fi construite prin sistemul de crafting al jocului. Nu are teribil de mult conținut, dar este suficient. Două puncte. Item Mall. Jocul a fost lansat recent sub inițiativa Free Agent, acesta fiind statutul la care începe fiecare jucător care nu vrea să plătească nimic. Pot progresa însă la Elite Agent prin cumpărarea unui pachet ce permite acumularea de experiență și bani în cantitate dublă la sfârșitul unei misiuni sau unui meci de PvP, permite obținerea de obiecte destul de utile care compensă după misiuni, permite alegerea modului de PvP în care să intri, altfel este doar aleator, îndepărtează restricțiile puse asupra chatului, oferă acces la poșta jocului, la Auction House, îndepărtează reclamele care apar la voice chat, permite crearea unei agenții și oferă o prioritate mai mare de login. Pe lângă asta veți mai putea cumpăra boostere de experiență și bani sau veți putea schimba numele vostru. Impactul asupra modului de PvP a jocului, ce în esență este tot jocul, nu este chiar atât de mare, dar se va simți în ritmul în care acumulezi obiecte și experiență. Așa că două puncte pentru Item Mall. Grind. Cum am spus, PvP-ul este punctul focal al jocului. Lucru evidențiat de faptul că sunt doar 36 de misiuni în joc, plus câteva pe care le poți repeta la infinit alături de alți oameni pe diverse nivele de dificultate. Există repetiții destul de multe până ajungi la nivelul maxim în care chiar te vei putea distra în diversele moduri de PvP, cum ar fi cel global. Compensând pentru sentimentul de grind, este gameplay-ul de bază al jocului, ce este în esență un shooter, fără țintire asistată, cu acoperire și cu posibilitatea de a folosi o varietate de tactici. Nu compensează la fel de mult pentru grind ca ceva cum ar fi Tabula Rasa, dar destul cât să facă jocul mai plăcut. Două puncte pentru grind. Suport. Jocul este produs și susținut de către Hi-Rez Studios, iar până acum se descurcă destul de bine la ambele treburi. Oferă conținut periodic nou, bazat în mare parte pe ceea ce dorește comunitatea și acționează prompt când vine vorba de remedierea problemelor pe care le au clienții. Așa că 3 puncte pentru suport. Siguranță. Din când în când își va mai face apariția în joc câte un aimbot sau câte un wallhack. Aimbot în special este foarte periculos, pentru că la acest joc, dacă ai un sniper rifle, poți să tragi la o distanță imensă. Doar că de obicei, în mod normal, la acea distanță ți este foarte greu să nimerești o țintă în mișcare. Aimbot rezolvă asta. Din fericire, cei care le folosesc au tendința să fie escortați cu forță în afară din joc și se iau măsuri pentru ca metodele folosite pentru a trișa să nu mai fie posibile. Dar cu timpul apar altele, așa că două puncte pentru siguranță. Comunitate. Până ce vei intra într-un clan, ce aici se numesc agenții, poți avea o experiență, să zicem, variată. În zone precum hub-ul central vei observa că lumea discută, chiar sunt amabil, dar acolo unde contează mai mult, în misiunile cooperative, nu există o comunicare chiar atât de bună, deși jocul are până și voice chat. Asta dispare atunci când intri într-un clan și colaborați cu toții pentru același obiectiv, dominarea mondială. Până atunci,
fiecare e cu bisericuța lui și te vor lăsa în pace, chiar și dacă cer ajutor. Așa că două puncte pentru comunitate. Să recapitulăm. Conținut 2 puncte itemul, 2 puncte grind, 2 puncte suport, 3 puncte siguranță, 2 puncte comunitate, 2 puncte. În total 13 puncte. Cum am spus, Global Agenda Free Agent este mai MMO decât ceva precum World of Tanks sau Savage 2, având o componentă scurtă de MMO clasic. Dar partea pe care se concentrează este cea de PvP, la care poate fi descris ca un fel de, să zicem, Team Fortress 2 în spațiu. Bine, tocmai în spațiu, dar pe aproape. Ai oricum un jetpack cu care vei putea zbura cam pe unde vrei. Mai puțin pe vârful celor mai înalte clădiri din joc, pentru că harta se termină înainte de vârf. În rest, dacă vreți sesiuni de PvP care vor depinde foarte mult de ce tip de conexiune aveți și de comunicarea dintre jucători, Global Agenda este o alegere destul de bună.